Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Vă spun asta la începutul unei emisiuni al cărei subiect nu va putea fi unul care să ne bucure, ci doar să ne îngrijoreze, pentru că vom lua în discuție ceva foarte actual, ceva care ne îngrijorează pe noi toți, cei care suntem conștienți, că realitatea începe să fie hărțuită, hărțuită ideologic. Vom vorbi astăzi despre deconstruirea și reconstruirea ideologică a omului, care este un rezultat al unui nefericit și foarte riscant experiment ideologic numit egalitate de gen. Firește, e doar unul dintre capetele ideologiei neomarxiste care ia cu asalt Europa și care, iată, firește, ajunge și în România. Au fost câteva evenimente la începutul acestui an care au stârnit tensiuni provocate probabil deliberat de cei care au organizat fie un eveniment precum cel de la Muzeul Țăranului Român, unde, acasă la Horia Bernea, marele artist creștin, s-a difuzat un film de propagandă homosexuală, fie într-un cinematograf din București, unde elevi, fără acordul părinților lor, au fost invitați să vină și să vizioneze filme cu același conținut, fie și mai recent la Focșani, unde, într-o conferință, o persoană transgender a încercat să convingă, să manipuleze, într-un fel, atenția și mentalul unor elevi care, firește, nu au discernământul perfect rotunjit. Toate aceste lucruri se încadrează într-un cadru mai general provocat de o foarte controversată convenție numită Convenția de la Istanbul, care a fost ratificată, fără ca noi să știm în principiu despre ce este vorba, recent și de către România. Urmările acestei convenții nu au încetat și nu au întârziat să apară. Ne așteptăm, firește, la lucruri pe care e bine să le conștientizăm și să le întâmpinăm cât mai pregătiți din punct de vedere rațional, logic, argumentativ, pentru că totuși nimeni nu poate contesta asta. Spațiul public românesc este un spațiu format în tiparul cultural creștin. Iar noi, firește, ca oameni ai bisericii, ținem la lucrul acesta foarte mult. Tema emisiunii este așadar una, cred eu, foarte interesantă, foarte importantă și de aceea am invitat în platoul Trinitas pe una dintre cele mai distinse persoane din Baroul Vrancea și Baroul București. Este vorba despre doamna avocat Ana Săcrieru, căreia îi mulțumesc din suflet că mi-a acceptat invitația și îi spun bun venit. Bine v-am găsit, eu vă mulțumesc. Îmi cer scuze pentru introducerea atât de lungă, probabil, dar am ținut să precizez cumva cadrul în care se va desfășura dialogul nostru, stimată doamnă Săcrieru. Sunteți una dintre persoanele, firește, nu puține, care se îngrijorează în mod legitim în fața unor evenimente, unor urmări, inclusiv juridice, ale acestei convenții de la Istanbul, despre care sunt convins, practic, aproape niciun român nu știe. Nu-i cunoaște conținutul, iar dacă va începe să-l citească, va constata că aparent e un conținut foarte atrăgător, pozitiv, menit să pună cumva în dificultate fenomenul violenței în familie. Toate bune până aici, doar că în interiorul textului acestei convenții de la Istanbul, împotriva căreia, îmi mai permis să adaug, deja s-a luat atitudine în foarte multe țări, mai puțin la noi deocamdată, există și un punct, un text, aș spune, otrăvit ideologic, unde se inaugurează o nouă viziune asupra noțiunii de gen. Și vom vedea despre ce este vorba. Așadar, în calitatea noastră de specialist, de jurist, de ce sunteți îngrijorată când este vorba despre punerea în practică a Convenției de la Istanbul și ce ne puteți spune despre ea? Convenția de la Istanbul a fost ratificată de România în 2016. Nu chiar printre primele țări care au ratificat-o, dar oricum în rândul primelor, în sensul că până în prima jumătate a lor.
Este refuzată să fie ratificată în aproape toate țările din jurul nostru. Singura care a ratificat-o în jurul nostru este Polonia, cu rezerve. Deci a ratificat uzând de procedura rezervelor. În rest, Ungaria a asistat ratificarea acestei convenții. În Bulgaria sunt foarte multe mișcări bine argumentate din rândul societății civile, mișcări din care rezultă de ce se opun bulgarii atât de tare, în așa fel încât în 13 februarie, dacă nu mă înșel, sau oricum în prima parte a anului acesta, președintele bulgar a declarat că Bulgaria nu va ratifica Convenția de la Istanbul, cu motivarea că noțiunile din interiorul Convenției sunt prea vagi, că acest caracter vag al lor determină interpretări care ar putea avea consecințe nefaste pentru poporul bulgar. Vorbim de o declarație a unui președinte de stat care deține la momentul de față, deci în anul de față, președinția Consiliului Uniunii Europene. Declarație la cel mai înalt nivel posibil. În Slovacia s-a respins ratificarea ei de două ori. Pe data de 22 februarie 2018, adică joia trecută, premierul slovac a spus că atât timp cât el va fi prim-ministru, nu se va ratifica această convenție, pentru că aduce atingere noțiunii de familie, în sensul ei, de bărbat și femeie. Și aș putea să continui citatul din fiecare stat în care această convenție nu a fost ratificată, pe baza argumentelor de acest gen. În România este un fapt împlinit ratificarea ei în 2016, 23 mai 2016 și a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2016. Spuneți-mi, când e vorba de un document atât de important, promovat de Uniunea Europeană, ai cărei membri suntem, nu e firesc ca un asemenea document rezultat dintr-o convenție considerată foarte importantă, acest document să fie supus consultării publice, cum se întâmplă și cu alte documente sau hotărâri? Nu era firesc ca românii să fie informați, ca Biserica Ortodoxă Română și alte culte religioase din România să fie informate? Pentru că nu cred că e drept să se reproșeze bisericii că nu a luat vreo atitudine până acum, de vreme ce acest, repet, articol otrăvit ideologic este strecurat într-un text aparent generos și aparent binevenit. Deci nu era firesc să fie supus unei dezbateri publice? Există o procedură întreagă, la fel cum există la intrarea în vigoare a oricărei legi, da? Există o procedură care nu am analizat dacă a fost sau nu respectată, atât pe legea tratatelor, unde există și procedura de retragere, da? Dar ceea ce vreau să spun vis-a-vis de ceea ce ați spus dumneavoastră, că se reproșează bisericii, eu aș spune altceva. Este adevărat că bisericile din statele unde s-a refuzat ratificarea au luat atitudine. Însă, acolo, Au luat atitudine pentru că au aflat că se refuză ratificarea. Exact, și nu numai. Inițial, societatea civilă a fost cea care a reacționat. Adică, biserica nu este gardianul societății civile. Da? Societatea civilă, părinții, profesorii, intelectualii, dacă spunem că avem o societate cu intelectuali, sunt cei care trebuie să noteze eventuale tentative de acest gen, să le aducă în cunoștința celor care nu le înțeleg și abia după aceea să se ia măsuri sau să se ia poziție. Ori acest lucru s-a întâmplat în societățile statelor de lângă noi. Pe când la noi, fără să încerc să iau apărarea Bisericii Ortodoxe Române sau altui cult creștin în egală măsură, nu s-a știut. Pe fondul acesta și al necunoașterii și al unui foarte jos nivel de implicare în ceea ce privește deciziile care ne privesc pe noi. Da? Deci, iată, suntem la 2 ani de la intrarea în vigoare a acestei convenții și dacă întrebi în mediul juridic despre ea, poți avea surprize. S-a scris un singur articol în publicistica juridică de specialitate în România, un singur articol s-a scris
pe analiza și implicațiile Convenției de la Istanbul. Așa încât, e adevărat, de aceea am spus, e un fapt consumat. Ceea ce eu aș încerca totuși să subliniez este că din moment ce s-a întâmplat și s-a ratificat, repet, există și procedura retragerii pe legea tratatelor, trebuie să analizăm implicațiile ei raportat la dispozițiile constituționale, pentru că un tratat este infraconstituțional. El este deasupra legilor interne, dar el nu este deasupra Constituției. Deci nu poate intra în coliziune cu niciun articol din Constituție. Exact. Bineînțeles că trebuie analizat în ce măsură s-a respectat procedura dezbaterilor publice la momentul la care ea a fost semnată, ratificată, da, adoptată, dar acum suntem în prezența unei realități juridice care are consecințe cotidiene, care are consecințe imediate. Despre ele vreau să vorbim, pentru că cei care ne ascultă au înțeles că e vorba de un document valabil în multe țări din Uniunea Europeană, nu, ratificat nu la Istanbul. Nu e în multe țări. Sau în unele țări. Dintre ele. În mai puțin de jumătate. Dar de ce ne îngrijorăm și de ce concret trebuie să luăm atitudine în calitatea noastră de oameni care ținem la normalitate, cu majusculă, spun lucrul acesta? Eu aș zice mai mult decât atât. Nu la normalitate, cât la realitatea umană. Pentru că, da, la natura umană, exact, firește. Pentru că ceea ce repune, ceea ce pune în discuție, ceea ce pune sub semnul întrebării noua definiție a genului pe care o aduce această convenție, pune în discuție însăși ființa umană. Dați-mi voie să citez din textul acestei convenții, care, sub umbrela aceasta a protejării femeilor împotriva formelor de violență și așa mai departe, lucru foarte bun, foarte firește, bun. Apare la un moment dat într-unul dintre articole, cred că în articolul 3, imediat sub titlu, adică următorul text cu următoarea nouă, pentru prima dată în formulată în felul acesta, definiție a genului. Toată lumea știe că genul masculin coincide cu sexul masculin și genul feminin cu sexul feminin. Nu există o contradicție între sex și gen. Ei bine, ideologii de serviciu ne spun că genul nu este un dat. Genul nu se suprapune cu sexul. Genul nu se suprapune cu natura cu care venim noi pe lume. Și spun așa, genul este rolul pe care societatea îl acordă bărbaților și femeilor, cât și comportamentul, activitățile și atributele considerate drept potrivite pentru femei și bărbați. Este amuțitor, bineînțeles. Genul va însemna rolurile, comportamentele, activitățile și atributele construite social pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei și bărbați. Da. Sper că s-a înțeles clar. Cei care doresc să aprofundeze pot verifica oricând. E textul public, evident, pe internet. Aflăm așadar că bărbat și masculin poate reprezenta atât un corp de femeie cât și un corp de bărbat, iar femeie și feminin, de asemenea, poate reprezenta atât un corp de bărbat cât și un corp de femeie. Bineînțeles că logica începe să se blocheze dacă stai să privești acest text, dar aflăm că, de fapt, ni se oferă pe tavă și încet încet ni se va impune un construct social. Se și recunoaște că genul nu mai e un dat ontologic natural, ci un construct social pe care o societate, într-o anumită fază a ei, nu chiar de înțelepciune, îl poate servi cetățenilor. Cu alte cuvinte, acelor elevi de la Focșani, de exemplu, li s-a spus că își pot alege genul, că dacă sunt băieți, își pot alege genul feminin. Se pot considera, începând de pe 3 martie, de pe 4 martie, fetițe și nu băieți. Avem de a face, evident, cu o enormitate din punct de vedere logic, pentru că e contra naturii orientată această ideologie. Înțeleg că asta va îngrijora și pe dumneavoastră și pentru că știți ce s-a întâmplat și la Focșani, să ne punem și problema implicării sau non-implicării deliberate a părinților acestor tineri care sunt chemați să li se picure în
minte asemenea lucruri. Eu m-aș întoarce puțin la această definiție, pentru că ea e foarte greu de înțeles din cauza limbajului. Să știți că foarte mulți oameni la un asemenea limbaj nu pricep care e problema. E adevărat. Și atunci dați-mi voie să mă întorc un pas înainte, înapoi, pardon, și să pornesc de la această definiție și să încerc să vă explic de ce această egalitate de gen nu înseamnă egalitatea femeii cu bărbatul. Asta așa cum ar părea la prima vedere. Da? Așa cum bine ați sesizat, totul se bazează pe jocul dintre deconstruire și reconstruire. Ce înseamnă că genul este un rol asumat? Înseamnă că ne-am mutat din sfera biologicului, adică a datului biologic, a sexului fiecărui, așa cum ne-am născut, ne-am mutat în sfera lingvistică. Și în loc să desemnăm printr-o noțiune o realitate biologică, desemnăm printr-un termen lingvistic care nu mai are două variante, are trei variante, da? Implică trei variante, masculin, feminin și altceva neutru, și schimbăm realitatea biologică, o deconstruim și punem în locul ei altceva. Dăm la o parte sexul și punem în locul lui o noțiune care nu e din realitatea din care făcea parte noțiunea de sex, realitatea biologică, ci o translatăm din realitatea lingvistică. Ea implică din start trei variante, deci ea este o grefă străină pe realitatea biologică. Și venim și spunem așa, nu există nimic din naștere, nu există nimic natural, totul este pentru că ți s-a indus și ai fost educat, dar acum vine marea eliberare, tu trebuie doar să identifici tiparele de când ai venit pe lume, de când ai fost îmbrăcată în roz, de când ai fost îmbrăcată în albastru, de când ți s-a dat roboțel sau de când ți s-a cumpărat păpușă, de când ai fost lăsată să visezi să devii mireasă sau de când ai fost lăsat să visezi să devii capitan. Da? Deci toate acestea sunt tipare pe care tu le poți da la o parte și te reconstruiești după calapodul pe care ți-l dorești. Vă citez. Dacă îmi dați voie, citez și eu, pentru că deocamdată nu pot reține pe de rost asemenea elucubrații, de asta prefer să le citez. Ideologii care apără această ideologie de gen afirmă că, citez, fiecare copil este atribuit unei categorii pe baza formei organelor sale genitale. După ce suntem atribuiți unei categorii, ne convertim în ceea ce se crede că trebuie să fim, masculin sau feminin. Deși mulți cred că bărbatul și femeia sunt expresia naturală a unui plan genetic, genul este un produs al culturii și gândirii umane, o construcție socială care creează adevărata natură a unui individ. Da. Credeți-mă, n-am citit un text mai profund și diabolic, manipulator decât acesta, dându-se vina pe întreaga istorie a umanității, pe tot ce înseamnă viață palpitând a unei societăți, a unei familii, a rațiunii. Pe tot ce înseamnă iubire. Pe tot ce înseamnă iubire, totul se dă la coșul cu gunoi și suntem în sfârșit iluminați de acești ideologi care ne spun că de fapt nu suntem ce credem că suntem. Bun. Odată deconstruit tiparul, eu rămân la logica juridică pe care încerc să o traduc, pentru că asta este cel mai important. Până când nu vom înțelege în ce constă problema, fiecare în sinea lui, nu vom accepta dacă sau nu vom înțelege realitatea în care trăim. Repet, aceasta fiind o realitate juridică. Deci nu mai vorbim de ceea ce acum 10 ani era această teorie a identității de gen, ținea de psihologie. Nu. Suntem în fața unei realități juridice cu tot ce presupune o realitate care juridică. Care constrânge social. Cu sancțiuni, sigur, cu regim juridic aplicabil, cu mecanism supranațional de verificare și de implementare. Deci vorbim de o realitate juridică
ce ne schimbă realmente viața, nu doar la nivelul individului, nu doar la nivelul copilului care ascultă că trebuie să-și deconstruiască tiparele pe care le-a primit în familie. Nu, ci la nivelul întregii societăți, și voi ajunge inclusiv până la instituția dumneavoastră, a bisericii. Cu alte cuvinte, rămăsesem aici în logică. Da? Deci genul este un rol asumat, nu e nimic de la natură, totul e cum îți imaginezi. Nimic de la Dumnezeu. Băiatul, după ce a murit Dumnezeu, trebuie să moară și omul în succesiunea logică a nihilismului, exact. Nu? Deci, și-a ales genul, și-a reconstruit genul după cum a dorit, pentru că era băiat numai pentru că a primit haine albastre și nume de băiat, s-a hotărât și și-a ales genul, atenție, la infinit se poate recrea acest lucru. Există, am înțeles, peste 100 de genuri la momentul de față declarate. Pe mine personal m-a intrigat cel mai mult astral genderul, acea identificare ca gen când ești în conexiune cu cosmosul. Repet, vorbim de gen, adică de ceva care ține de ființa omului. Vedeți, deja începem să ne însușim terminologia. Nu ținea de ființa omului genul. Genul ținea de lingvistică, da? De ființa omului ținea de datul biologic. Dar deja începem să ne schimbăm mintea după realitatea juridică. Asta e primul efect al normativizării. Ca să încercăm să înțelegem. Da, exact. Acesta este primul efect al unei situații în care nu dreptul este reflexia societății, ci dreptul resetează societatea. Că practic asta e situația. Închid paranteza. Deci, și s-a deconstruit, a scăpat de tiparele de la naștere și din socialul în care a trăit, s-a reconstruit azi într-un fel, mâine în alt fel, fără niciun criteriu, biologic, psihologic, nimic, s-a reconstruiește la infinit omul, da? Și abia în acel moment vorbim de egalitatea respectată între genuri. Deci de aceea egalitatea de gen nu este egalitatea dintre femeie și bărbat, ci egalitatea de gen își are fundamentul în această anihilare a diferenței dintre sexe pe baza procesului de deconstruire și reconstruire. Am citat din ce li s-a spus copiilor. Dați-mi voie să vă citez acum, pe baza a ceea ce li s-a spus copiilor, să vă citez din lege. Ați citat definiția genului. Mergem mai departe. Știți care e prima consecință după ce se definește genul în convenție? Deci prima consecință legală. Este articolul 12.1, care spune așa. Statul care ratifică, deci România, promovează schimbarea, atenție, a modelelor sociale, culturale, de comportament pentru femei și bărbați în vederea eradicării prejudecăților, tradițiilor, obiceiurilor, practicilor bazate pe ce? Bazate pe stereotipuri. Deci pe roluri de gen stereotipe. Să ne oprim puțin, ne oprim. Pentru că este foarte mult. Este o culme a aberației. Este adică statul devine un instrument coercitiv în principiu asupra propriilor lui cetățeni, începând să-i descurajeze mai întâi să creadă în tot ce presupune moștenire culturală, tradiție, istorie culturală. În măsura culturală, în care ea să nu mai creadă stereotipul dintre bărbați și femeie, rolul de gen stereotip, care înseamnă, fără să definească, convenția nu definește rolul de gen stereotip. Îl folosește curent, dar nu îl definește. În schimb, lasă să se înțeleagă că stereotip este bărbatul și femeia și nestereotip este rolul de gen asumat. Cu alte cuvinte, mă întorc, prima consecință, schimbarea modelului social și cultural bărbat-femeie, comportamental. Aceasta este o primă contradicție față de teza finală a definiției genului. Convenția pare foarte în regulă atunci când definește genul prin adăugarea tezei finale, dacă ați fost atent. Spune așa, roluri asumate, da? Pe care o societate le consideră adecvate la un moment dat. Într-o societate normală, da? Cum au fost bulgarii, cum au fost slovacii, cum au fost lituanienii, letonienii, care spun, dom'le, nu ni se potrivește nouă. Potrivit societății noastre, nu ni se potrivește.
Într-o societate normală la noi în țară, în care vii și spui potrivit sondajului, nu știu, un sondaj profesionist, 87% din români cred cu tărie în familia compusă din bărbați și femeie. Mult mai mulți, 87% sunt ortodoxi. Bun. Să nu-i uităm pe confrații creștini care la rândul lor gândesc evident ca și noi. Deci într-o societate normală ai putea să spui, bun, e prevăzut așa în convenție. Am semnat că genul este rolul asumat. Dar uite ce spune teza finală. Spune că dacă o societate le consideră adecvate, iar noi, societatea românească, nu le considerăm adecvate, mă rog, dacă 87% contează. Iertați-mă, cum poți în calitate de creștin să consideri adecvată această absurditate la realitate? Eu vreau să vă rog să notați o contradicție imensă. Respectiv, deși îmi recunoaște acest drept al societății de a aprecia dacă e adecvat sau nu, imediat prima măsură care este? Schimbarea modelului cultural și social. Păi ori recunoști că pot aprecia eu ca societate dacă e adecvat sau nu e adecvat un anumit rol de gen, ori mă obligi să schimb acel model cultural care, repet, reflectă 87% sau mentalitatea 87% din cetățenii acelei societăți. Corect. Noi însă avem acum o problemă penibilă, pentru că prin cei care ne reprezintă în zona politică, noi ca stat am acceptat această convenție. Chiar dacă n-am fost consultați la nivelul societății civile niciodată. Așadar, suntem în situația, sigur, ca cetățeni, ceea ce facem și acum în acest dialog, să ne exprimăm mirarea, îngrijorarea, consternarea, absolutul nostru dezacord cu acest conținut excepțional. Astăzi un grup de profesori universitari au cerut retragerea, deci au cerut factorului politic să ia măsuri, am citit-o și eu înainte de a intra în emisiune, să ia măsuri pentru... Este un fapt consumat, un fapt juridic care produce efecte juridice și care efecte juridice trebuie respectate și care nu are decât o singură consecință. Conștientizarea, implicarea, înțelegerea, cunoașterea fiecărei definiții. Trebuie să scăpăm de această voluptate a relativizării termenilor. Să ni se pară că dacă scrie în titlul conferinței liceenii vor învăța despre rolurile de gen, nu contează că nu știu exact, n-am clar în cap ce înseamnă roluri de gen. Și că nu e vorba de o piesă de teatru. Ei, roluri de gen înseamnă exact lucrul acesta. Înseamnă că se deconstruiește ca om, se dezbară de toate tiparele pe care tu i le-ai dat și pe care tu le-ai considerat bune de când l-ai născut și până l-ai crescut, și se reconstruiește în clipa de față într-un fel, în clipa următoare în alt fel, funcție de propria alegere. Ceea ce e foarte bine, pentru că libertatea este o valoare supremă. Absolut, este și mare trebuie dar. Respectată cu orice preț. Doar că libertatea este corelată cu deplina formare a discernământului. Bineînțeles. Libertatea este corelată cu deplina cunoaștere a alegerii pe care o faci. Pentru că nu alegi în libertate dacă alegi din ignoranță. Este un lucru elementar. Și atunci, față de un fapt juridic cu consecințe atât de mari, la momentul de față, prima măsură care se impune este înțelegerea acestor termeni. Pentru că, de exemplu, mergem mai departe, v-am citat primul set de consecințe. Convenția prevede așa, orice măsură luată în temeiul prezentei convenții nu se va considera discriminare. Ceea ce e normal vis-a-vis de scopul convenției declarat, combaterea violenței împotriva femeilor. Doar că avem o mare problemă de discriminare. Cel mai mare stereotip complet, profund discriminator este acela că, potrivit convenției, bărbatul este un agresor aprioric. Deci, potrivit acestei convenții, fiecare mamă care dă naștere la băieți, dă naștere la niște apriorici agresori. Potențiali agresori. Exact. Și atunci, acest lucru are consecințe foarte mari. Pentru că nu toți bărbații sunt agresori. Nu toate violențele provin de la bărbați. Există studii științifice făcute pe parcursul a 3 ani, din care de către de un număr de peste 40 de cercetători,
într-un cadrul unui proiect compact pe acest subiect și s-a dovedit științific că în cadrul violenței domestice lucrurile sunt cam egal împărțite în ceea ce privește declanșarea actului de violență. Mai e ceva, permiteți-mi să intervin. Fenomenul violenței în familie, atât de justificat clamat de altfel exact. În spațiul public, pentru că ne îngrijorează oricine am fi și de orice culoare a gândirii am fi, are printre cauze, în primul rând, lipsa de educație morală. Ori dacă vrei să stopezi un asemenea fenomen care țâșnește exact din ignoranță morală, nu doar culturală, atunci soluția este să oferi posibilitatea unei educații care să pună exact pe primele locuri valorile care pot împiedica dezvoltarea unui asemenea fenomen nociv. Iar acestea, pentru tiparul românesc în care ne mișcăm, sunt valorile creștine, dar nu se vorbește despre ele. Ni se oferă niște soluții care n-au legătură cu realitatea românească, ignorându-se, bineînțeles, în mod deliberat, pentru că atunci când spui creștinism, le ridici tensiunea arterială acestor ideologi de serviciu, și fără să se ia în calcul exact soluția, ni se aruncă în față, prin textele unei convenții, pseudo-soluții, stimată doamnă Săcrieru. Ideea este că nu doar valorile creștine sau valorile... Să știți că nu sunt doar creștine, eu continui să o spun până când se va înțelege. Toate valorile acestea sunt și consacrate juridic. Deci ele deja au intrat în spațiu civic. Ele trebuie respectate românilor în virtutea faptului că sunt consacrate juridic. Eu, ca practician în drept, nu pot să vin să invoc să-mi fie respectată o valoare, sigur, în temeiul libertății religioase, pot să invoc lucrul ăsta, dar când apăr pe cineva, apăr în virtutea faptului că valoarea respectivă este consacrată juridic. Iar dacă vreți, am făcut o paralelă, ca practician, nu și un judecător și un avocat, imaginați-vă ce ar însemna într-un ordin de protecție pe care în care intri ca avocat sau pe care îl judești ca judecător, să pornești de la această premiză că fiind vorba de un act de violență, aici agresorul e bărbatul. Adică ar însemna să fie anihilat scopul unei judecăți. Nu mai e nevoie să administrezi probe, nu mai e nevoie să faci o judecată de valoare, să apreciezi. Iar îmi spunea cineva, tot un practician care a trecut printr-un seminar de acest gen, că dacă după aceea se împacă cei doi, nu contează, copilul este deja luat în sistemul de protecție și scopul pentru care s-a aplicat măsura se menține chiar dacă părțile s-au împăcat după aceea. Deci, consecințele la nivel practic a acestui stereotip profund discriminator a vedea în orice bărbat un potențial agresor sunt din cele mai concrete. Nu mai spun cât de vătămătoare sunt pentru modelul patern. Păi într-o familie, dacă la școală copilul, că ajungem imediat și la consecința în educație, dacă la școală copilul învață că bărbatul, deci că tatălui este un potențial agresor, unde mai e echilibrul acela în dezvoltarea lui psihologică? Nu e un secret că toate ideologiile de sorginte marxistă au ca prime scopuri demolarea unor lucruri esențiale. Sigur, demolarea familiei, discreditarea și demolarea bisericii, a proprietății private și, bineînțeles, a demnității umane care își are sursa tocmai în cuplarea ta ca persoană cu discernământ la o sursă prin excelență valoroasă morală care este, bineînțeles, Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt rase, sunt eliminate din orice discurs contemporan, dacă ați observat, și toate discuțiile despre drepturile omului, justificate de altfel, s-au mutat exclusiv în zona drepturilor sexuale. Doar despre asta se vorbește. Și toate aceste lucruri despre care vorbim și noi, mult mai perfide însă pentru că manipulează, persuadează mințile unor oameni tineri, bineînțeles că sunt grave. Și a venit momentul să vă întreb dacă acest text al acestei convenții, necunoscute în România, dar sperăm din ce în ce mai cunoscute pentru a putea fi înțeleasă și demontată, este acela în care ea intră în coliziune cu articolul 29, dacă nu mă înșel, că nu sunt un specialist din Constituție, unde se spune că părinții
au dreptul preeminent să-și educe copiii conform convingerilor lor, nu conform convingerilor unor ideologi atei, anticreștini. Despre asta vorbim. Acești copii care au fost invitați la asemenea filme, la asemenea conferințe, unde conferențiarul însuși e o persoană prin excelență subiectivă, pentru că este una dintre persoanele care trec printr-un experiment antropologic. Ce se întâmplă în acest moment? De ce părinții nu sunt luați în calcul? Și de ce ministerul, ne putem întreba, Ministerul Educației Naționale, nu și-a exprimat nicio îngrijorare în legătură cu încălcarea flagrantă a dreptului părinților de a-și oferi acordul în mod expres pentru așa ceva? Și în București, pe 19 ianuarie și după aceea în Vrancea, dar au fost momente diferite, în sensul că, deși mesajul a fost același, intensitatea cu care s-au întâmplat lucrurile în București a fost mult mai mare, respectiv 120 de liceieni au fost duși pe bază de liste, deci asta o spune un părinte, profesor, martor. Da? Deci o mamă care a fost acolo, au fost duși pe bază de liste, de profesori, la un film, da? Un film cu scene mult la limita pornografiei, între doi bărbați, unul dintre ei fiind bolnav de SIDA, iar actul respectiv era prezentat ca o dovadă de iubire. Actul homosexual, da, despre asta, da, vorbim. După ce s-a consumat actul respectiv, a aflat că este bolnav de SIDA și a luat acest lucru, s-a prezentat acest lucru copiilor ca fiind o dovadă de iubire. Filmul a fost urmat de o dezbatere condusă de unul dintre cei mai cunoscuți activiști de la noi din țară, iar atunci când copiii au încercat să plece sau să reacționeze, deci potrivit mărturiei acestei mame, este public, da, au fost contrajiși și au fost îndemnați să nu asculte ceea ce le spun părinții. Era de față cu legitimitatea academică și un antropolog, da, și universitară, legitimitate universitară, și a pune un copil care este în curs de formare într-o asemenea experiență cu consecințe pentru toată viața, da? Nu e nimic altceva decât aplicarea articolului 14 din Convenție, pentru că așa v-am spus că o să vă fac permanent paralela, da, dintre ce se întâmplă și articol. Articolul 14, care spune foarte clar, statul care a ratificat Convenția se obligă să introducă materiale didactice suficiente privitoare la multe lucruri, dar printre care privitoare la rolurile nestereotipe de gen. Atenție! La toate nivelurile de învățământ. Și când am văzut acest la toate nivelurile de învățământ, m-am gândit la ultima soluție pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ultima pe care o cunosc eu, din iarna aceasta, în plângerea unor părinți elvețieni care au încercat să obțină dreptul de a nu frecventa fetița lor de grădiniță cursul de educație sexuală. Pentru că a spus că potrivit convingerilor lor, potrivit dezvoltării fetiței, ei nu cred că e potrivit. Și statul elvețian le-a respins cererea și au pierdut la Curtea Europeană cu motivarea că odată introdusă disciplina de educație sexuală în curriculum de la nivelul respectiv de învățământ, înseamnă că interesul major social e mai mare decât dreptul subiectiv invocat de persoana în discuție. Și atunci, întorcându-mă la aplicarea articolului 14, văzând ce li s-a spus, da? Deconstruiți-vă. Viața nu se găsește, viața se creează. A fost unul dintre citatele spuse copiilor. Identificați tiparele, întâi identificați-le, apoi deconstruiți-le și apoi reconstruiți-vă după propriul vostru calapod. Deci o incitare. Din coace la București, exact același lucru. Nu ascultați părinții. Trebuie să învățați aceste noțiuni de la școală. Și ajungem la problema fundamentală pe care ați indicat-o. A uzurpării autorității parentale. Articolul 29, dar nu numai articolul 29.
articolul 14 aliniatul 3 din Carta privind drepturile fundamentale ale Uniunii Europene. Articolul 5 din declarația privind combaterea tendința de discriminare are o denumire foarte complicată. Articolul 5 spune așa, după ce consacră dreptul părinților la a-și educa copiii potrivit convingerilor lor, spune așa, virgulă, copilul neputând fi obligat să treacă printr-un proces educațional pe care nu-l dorește. Deci, relația dintre părinte și copil are drept conținut nevoile copilului și îndatorirea părintelui de a le realiza pe acele nevoi corelativ cu dreptul lui. Vedeți, părintele răspunde de copil. De ce răspunde părintele de copil? Pentru că el este cel care realizează procesul care ar putea antrena răspunderea sau nu. Funcție de cât îl educi, atâta răspunzi. Da? Deci e graduală proporția dintre răspundere și investirea în educație. Logic. Școala, instituțiile celelalte sunt doar factori ajutători ai părintelui. Pentru că, vedeți, cea mai frumoasă reglementare juridică a acestei probleme, să știți că o dă codul nostru civil, care are un articol superb, articolul 487, care spune ce anume, în ce constau nevoile copilului, raportat la care există îndatorirea părintelui. Și spune, dezvoltare psihologică, educație, învățătură și pregătire profesională. Toate astea sunt în conținutul relației dintre părinte și copil. De aceea declarația universală la articolul 26 spune că are prioritate părintele în alegerea formei de învățământ. Pentru că și e firesc să fie așa. De ce? E consacrarea juridică a unui temei psihologic care n-a fost niciodată combătut. E deja consacrat, nu? Principiul epigenetic al maturizării. Fiecare ne maturizăm, stadiile noastre de maturizare depind de ce? În primul rând, de factorii genetici și moșteniți. Și atunci părintele este primul care știe. Pentru că textul din 487, de aceea vă spuneam că e frumos, știți cum raportează? Spune așa, raportat la însușirile copilului. Deci tu ca părinte îți cunoști însușirile copilului. Copiii nu pot trece toți prin același calapod, da, de educație. Nu toți pot face față la 13 ani la explicația că trebuie să te deconstruiești și apoi să te reconstruiești. Să nu mai vorbim de faptul că această incitare e una profund nocivă. Dincolo de orice analiză lingvistică, pe text, logică, vorbim de consecințe nocive. De ce? Cred eu. Pentru că în mintea unor astfel de copii apare un haos, inclusiv axiologic. Apare o contradicție între ei și conștiința lor care le spune că totuși ca băiat ești băiat, nu ești altceva. Apar niște posibile tulburări și aici sper ca psihiatrii de bună credință să intervină și să ne explice ce consecințe de natură psihiatrică pot apărea în sufletele și în mințile unor asemenea copii care sunt bombardați cu aceste schije de ideologie care pur și simplu își propune bulversare, doamna Săprieru. Nu își propune o ordonare, nu își propune un nou sistem ordonat de lucruri, nu își propune ridicarea noastră din ignoranță și aducerea pe treapta civilizației europene despre care ni se vorbește, unde suntem culpabili doar pentru că mai vorbim de tradițiile noastre creștine. Apropo de remarcă, atunci când bulgarii au refuzat prima dată ratificarea convenției, în presa occidentală s-a scris că nu sunt suficient de pregătiți pentru a fi la nivel european. Și atunci reacția emoțională stârnită în societatea bulgară a fost foarte intensă și au asemănat-o cu aprecierile care s-au făcut vis-a-vis de ei în al doilea război mondial. În fine, deci apropo de a face judecăți de valoare pe baza a ce? Pe baza valorilor unui popor? Păi da, dacă alea sunt valorile lui, ori le respectăm, ori avem teza finală de la articolul 3, litera C, că genul este potrivit
cum consideră adecvat societatea, ori mă chinuiesc să-l schimb și ți impun lucrul ăsta și ți iau copiii din liceu și ți aduc și ți învăț că trebuie să se deconstruiască dacă vor să afle cine sunt ei cu adevărat. Știți care e raționamentul care apare la suprafață? Până la urmă, pentru ideologii aceștia care încearcă să modifice realitatea punând-o mereu pe patul lui Procus, după cum le convine lor, principiul lor este, dacă realitatea te contrazice, cu atât mai rău pentru realitate. Da. Adică nu pentru tine care te înșeli e rău, ci realitatea ajunge să fie culpabilizată că arată într-un anumit fel. Da, exact. De aceea, exact, ați sesizat foarte bine. Pe genul acesta de argument, nu contează sărăcia care generează violența, contează că toți românii sunt violenți. Nu contează lipsa de educație a bărbatului care ajunge să devină agresor, contează că toți bărbații sunt agresori. Sau, adică generalizările acestea care nu doar că omit cauzele, dar fac un rău profund pentru că le amplifică. Sau, de exemplu, continui, nu contează că o elevă în abandon școlar ajunge să facă un gest care o trimite într-o maternitate prematură. Nu contează că o elevă aparține unei minorități etnice unde structura culturală a obiceiurilor în familie este să înceapă o viață sexuală mai devreme. Sau nu contează că o elevă a fost abuzată sexual. Contează, în ochii acestor ideologi, că nu avem educație sexuală homofilă de la clasele primare. Da. Despre asta vorbim. Este infinit acest subiect al educației și al agresiunii. Ceea ce este cel mai grav este că odată cu intruziunea în educație, vine la pachet și cu un sistem, vă recitez articolul, măsurile din prezenta convenție nu vor putea fi considerate discriminare. Deci vine la pachet și cu sistemul de protecție a intruziunii. Înțeleg, dar cei care ne ascultă vă pot întreba, se mai poate opera o retragere din această convenție? Legea tratatelor are capitol, are secțiune. Da, deci legea tratatelor are secțiune despre retragerea. Haideți să ajungem la ultima consecință care vizează, și la ultimele minute, da, din păcate. Care vizează cultele, este pus sub semnul întrebării libertatea, pusă sub semnul întrebării libertatea religioasă. Asta n-am spus-o eu. Au spus-o experți în drept care au analizat convenția și au spus-o argumentele celorlalte state care au refuzat. De ce? Pentru că convenția definește violența sub mai multe forme. Apropo, legea noastră internă de combatere a violenței are mai multe forme de violență decât convenția. Deci avem o lege națională care definește, de exemplu, și violența spirituală, care în convenție nu există. Ei, printre formele de violență ale convenției există violența psihologică. Nu definește. Dar în cadrul violenței de gen, pentru că așa e definită violența, ca fiind violență de gen, dacă vă citesc definiția, putem să stăm o oră să discutăm pe ea. Violența de gen este orice acțiune îndreptată împotriva femeii pentru că ea este femeie. Deci, violența psihologică presupune una din metodele convenției este combaterea rolurilor stereotipe. Și spune convenția așa. Nu va constitui justificare pentru această violență, da, cu forma ei vagă, violență psihologică, cultura, tradiția, religia sau onoarea. Bineînțeles că dacă vorbesc de orice altă formă de violență, sunt de acord că nu constituie nimic pe lumea asta justificare pentru un act de violență. Este o evidență. Dar când sunt pusă în fața unei realități juridice nedefinite riguros, violența psihologică, și îmi spui că nu constituie suficient motiv religia, păi vine o femeie, repet, exemplu dat de experți în drept, vine o femeie și spune așa, mă simt profund violentată psihic pentru faptul că deși simt că aș vrea să slujesc în biserică pentru că există și creștini cu alte orientări sexuale, deci vreau să slujesc în biserică, tu nu-mi dai voie pentru că îmi invoci că religia ortodoxă nu permite lucrul acesta, că tradiția nu permite lucrul acesta, da? Și eu mă simt violentată psihologic, iar aceasta nu reprezintă o justificare, ceea ce tu invoci. Exemplu dat de experții în drept.
Stimată doamnă Săcrieru, am ajuns la sfârșitul acestui dialog, pentru care vă mulțumesc foarte mult. În concluzie și în consecință, în consecințele acestei convenții despre care am încercat să vorbim și pentru a cărei cunoaștere pledăm, pentru că e important să fie cunoscută, cred că în concluzie putem spune că e vorba despre o reală amenințare, nu încă o arestare a tradițiilor acestui popor, a culturii naționale a acestui popor, a istoriei sale. Pentru că toate aceste trei lucruri fundamentale, care au legătură, bineînțeles, și cu Biserica Ortodoxă Română, sunt lucruri care stânjenesc enorm pe acești ideologi care încearcă să ne convingă că mii de ani ne-am înșelat, că mii de ani am stat cu spatele la adevăr, că Hristos, desigur, nu contează și că important este, în cheia lor vicleană, să ne orienteze spre o lume care, evident, este una înfiorătoare din punct de vedere moral. Dar morala, ca termen, tinde să dispară din orice discurs public. Dacă ați observat, vorbim doar despre ce e legal și ilegal, aici se pot manipula foarte multe lucruri, nu mai vorbim despre ce este moral, imoral sau amoral. Am încercat noi să o facem și vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată acestui dialog și sper că ceea ce am încercat să vă transmitem va reuși să vă mobilizeze, să vă informați, pentru că e foarte important să fim informați în legătură cu orice emanație juridică din spațiul românesc care ne poate afecta viața și libertatea noastră creștină. Vă mulțumesc foarte mult!